Sezonul rece a venit și odată cu el se coc și citricele, portocale, mandarine, lămâi, tot felul de citrice sunt gata de cules. Și odată cu acest sezon am zis să deschid și eu o mică serie de clipuri în care vă arăt rețete simple cu citrice. Astăzi voi găti portocale coapte sau portocale uscate pe sobă. Prima oară feliez portocalele și încerc să le iau cât mai mult suc de pe pulpă. Iau un prosop de bucătărie și le strâng acolo între prosoapele astea de hârtie până le scot tot sucul dinăuntru ca să se usuce mai repede, după care pun hârtie de copt pe sobă și le las acolo de cu seară, pe cele pe care le voi folosi pentru a decora, iar pentru cele pe care le voi folosi pentru mâncat, le pun pe un grătărel în cuptorul șemineului. Dacă folosiți cuptor electric, lăsați ușa cuptorului întredeschisă la 100 de grade cam pentru o oră și sunt gata. Când le pun pe șemineu, din când în când le întorc pe o parte și pe alta. Cele care sunt pe grătar nu este nevoie, dar cele care sunt pe hârtia de copt, da. Iar după le scot pe un șervețel și le las acolo să se odihnească cam o oră. După care fac o selecție. Cele care încă sunt moi le pun deoparte, iar cele care sunt uscate în totalitate le voi folosi pentru a decora bradul. Am făcut ca un fel de tradiție în ultimii ani să pun felii de portocal în brad. Dă un aspect foarte frumos, dar și mirosul pe care îl degajă feliile de portocale în jurul bradului, parcă îmi aduce aminte de copilărie, de cojile de portocală de pe deasupra sobei. După cum vedeți, fac o gaură cu o foarfecă, pun niște frânghii acolo, niște ață, iar mai apoi am mers la brăduț și am pus feliile de portocală uscată în brăduț. Arată atât de minunat și v-am spus, mirosul îmi trezește foarte multe amintiri plăcute din copilărie. Iar cu restul portocalelor, cum coaja este tare, pentru că sunt coapte, sunt uscate, am decis să o elimin. Cu o foarfecă tai toată coaja și rămân cercurile astea de portocală pe care le voi folosi ca să fac ceva dulce din ele. Portocala coaptă mie îmi place foarte, foarte mult. Nu este uscată, încă are, așa, încă este moale, așa că e numai bună pentru a pune ciocolată pe deasupra. Într-un bol am pus niște ciocolată, jumate de tabletă mai exact. Am topit-o la cuptorul cu microunde, după care pe una din fețele felii de portocale am pus ciocolată. Și am lăsat-o pe un grătar la răcit, chiar și în platoul în care erau feliile de portocală am lăsat ciocolata la răcit. Cu furculița am tras așa niște linii, am făcut eu ca un model acolo, dar nu este chiar necesar. Iar înainte să le scot afară la rece, am presărat fulgi de cocos. Cocos, mai bine zis. Deci gusturile astea și mirosul ăsta de ciocolată cu portocală și cocos, deci mie îmi place la nebunie. Iar când s-a răcit, ia uitați ce frumos arată feliile de portocală cu ciocolată și cocos. Vă invit să testați această rețetă, să o gustați și să-mi spuneți cum vi se pare mai apoi. Pe mine mă duce cu gândul la Crăciun. V-am pupat!